Stimați prieteni, doresc să vă salut cu pacea Domnului și mă bucur că putem să fim iarăși împreună la o nouă ocazie de studiu biblic. Iată-ne la ultimul studiu din acest trimestru, timp în care am parcurs o etapă importantă din viața lui Iacov, care în urma unei experiențe tot atât de importante din viața lui a primit din partea cerului numele de Israel. Geneza redă ultimii ani ai vieții lui Iacov împreună cu Iosif. Îl vedem pe Iacov cum părăsește Canaanul ca să se stabilească în Egipt unde va muri. Și chiar în acest cadru, perspectiva țării promise se întrevede într-o imagine mult mai clar transmisă de Iacov fiecărui copil în parte prin binecuvântarea pe care le-o dă acestora. Vom vedea și în discuția noastră din această ocazie cât de frumos a condus Dumnezeu lucrurile în așa fel încât făgăduința făcută lui Avram să se împlinească. Doresc să spun bun venit invitațiilor mei din această seară. Fratele Valentin Dăneață, bun venit! Bun găsit! Și mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația. Cu drag! De asemenea, fratele Daniel Oncea, care este pastorul comunității noastre. Bun venit! Bine v-am găsit! Prima parte a studiului nostru pe care aș vrea să o discutăm este despre călătoria lui Iacov în Egipt, unde îl întâlnește pe Iosif. Ce semnificație profetică sau ce implicație profetică are această etapă din istoria poporului Israel? Aș vrea să punctăm în detaliu, dacă se poate, ce a dorit Dumnezeu și din ce motiv s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că planul lui Dumnezeu putea fi altul. Dar toată această călătorie sau început al poporului Israel a trecut prin Egipt. Să discutăm puțin despre acest aspect. Daniel? Este una dintre întrebările care are o foarte mare încărcătură și cred că deja văzusem viața lui Iacov așezată în Canaan, el pentru asta a plecat de la soclul său. Țara promisă. Era deja așezat, probabil că după făgăduința primită, după ceea ce știa despre Avram, despre Isaac, lucrurile aștepta doar să se întâmple când vine foametea. Foamea aceasta strică cumva perspectiva așezării pe care credeau și credeam cumva că o va așeza și se va dezvolta în locul acela. Planul lui Dumnezeu este, așa cum a spus, într-o viziune profetică un pic mai larg și nu întâmplător și nu știu dacă întotdeauna este doar pentru că Dumnezeu conduce lucrurile așa, ci uneori cred că și descoperă în mod profetic o perioadă prin care o să treacă poporul pentru ca să arate grija pe care o poartă și modul în care o să scoată pe poporul, să revină gândul acesta, nu vreau să vă spun mai mult acum, dar consider că momentul acesta de început al călătoriei lui Iacov spre Egipt este surprinzător din perspectiva faptului că ne-a fi așteptat ca după ce lucrurile au fost amânate în timpul lui Avram, a venit mai târziu moștenitorul, după ce a fost doar doi și o bătălie strânsă între Isaac și Iacov. În sfârșit, după ce Iacov are fii, după ce lucrurile au fost date, promisiunea a fost primită, lupta a fost câștigată, lucrurile să se așeze. Și foamea strică lucrul acesta. Dacă ar fi fost să nu aibă această perspectivă a întâlnirii cu Iacov, cu Iosif, și dacă n-ar fi fost Domnul care să-i fi vorbit despre plecarea aceasta, eu cred că Iacov, în dorință de a împlini făgăduința lui Dumnezeu pentru țara promisă, n-ar fi plecat. De aceea, plecarea lui, într-adevăr, este o parte care scoate din cadru, cumva, continuitatea împlinirii poporului în țara promisă. Și asta, din perspectiva noastră, am putea înțelege că nu ar fi trebuit să fie așa. Dar vedem că Dumnezeu l-a trimis. Dumnezeu a vorbit. A condus lucrurile în așa fel încât să ajungă Iosif în Egipt, să se întâmple toate celelalte aspecte pe care le-am discutat în emisiunile trecute. Și acum, întâlnirea lui Iacov cu Iosif, călătoria în Egipt și stabilirea lor acolo. Întrebarea ta rămâne, de ce? Da. Am observat că în familia lui Iacov funcționează o forță centrifugă extraordinară. O forță centrifugă care îl aruncă pe Iosif în Egipt. Îl aruncă pe Iuda pe nu știu unde. Nu știu dacă ar fi rămas în Canaan, dacă familia lui Iacov ar fi devenit un popor unitar. Părerea mea este că așa cum erau copiii lui Iacov, în structura lor dură,
fără dragoste, ei n-ar fi construit o familie unitară. Am vorbit foarte mult de faptul că familia funcționa defectuos la vremea respectivă. Să fiu scurt, Dumnezeu a trebuit să-i ducă și să-i pună într-un loc unde să stea forțat până când se vor forma ca popor. Altfel nu ar fi putut să se formeze ca popor. I-a adus în Egipt, i-a ținut vreo 200, mă rog, 15 ani acolo, timp în care n-au putut să iasă nici în stânga, nici în dreapta, datorită faptului că erau urâți egiptenilor, și pentru faptul acesta a trebuit să stea împreună până când s-au consolidat ca popor, ca națiune, pentru ca planul lui Dumnezeu să poată să funcționeze. Te rog. Este un gând care mi-a trecut prin minte. Nu vreau să denaturez discuția de data aceasta, dar mă tot frământă perioada aceasta. Dumnezeu a vorbit despre perioada rămânerilor în robia egipteană. Tocmai pentru că a fost un mesaj profetic mai dinainte, uneori mă tot frământam, mesajul acesta profetic al lui Dumnezeu făcut mai dinainte era cumva o conștientizare a timpului pe unde o să treacă și a cercetării lui Dumnezeu, cumva o încredințare că Dumnezeu va purta de grijă chiar dacă vor întârzia, sau era cumva o descoperire a faptului că există un vrăjmaș care vrea să oprească dezvoltarea, pentru că în mintea mea rămânerea în Egipt are două variante. Așa cum spunea fratele Valentin mai devreme, este într-adevăr și o sudare a unor legături, o dezvoltare a unui popor, o formare a lor. Se pare că intrarea în Egipt a fost pe un fond bun. Într-un moment în care Iosif îi cercetează și lucrurile au început să se schimbe în inima lui Iuda, în inima lui Ruben, în inima celorlalți frați, lucrurile au început să se lucreze. Asta înseamnă că intrarea în Egipt a fost făcută pe un fond mai bun decât era mai dinainte, în timpul când a plecat Iosif. Uneori îmi trece prin minte, e doar un gând care îmi trece prin minte, că rămânerea și supunerea la robie în timpul Egiptului a fost și un plan al diavolului de a-i distruge ca popor. Cunoaștem faptul că de-a lungul istoriei biblice, marele război dintre bine și rău, a avut mai multe faze. Și în momentul în care Dumnezeu își pregătea o lucrare sau împlinea planului printr-un mod anume, a existat întotdeauna o lucrare de diversiune a diavolului de a întoarce planul lui Dumnezeu sau de a strica calea prin care Dumnezeu urma să împlinească acel plan. Deseori mă gândeam la îndurările pe care le-au avut în această perioadă și nu vreau să spun ca o concluzie, ci ca o întrebare. Oare nu cumva întârzierea lor a fost și o parte a luptei celui rău ca să destreame acest popor, pentru că traumele prin care au trecut, și cunoaștem asta după ieșirea din Egipt, nu face parte din studiul nostru, dar ieșirea din Egipt îi trece printr-o perioadă de reabilitare. Observăm că exodul, de fapt, rămânerea în pustiu, este o perioadă de reformare, reeducare, din multe puncte de vedere, și a organizării și a religiei și a multor lucruri care țin de Dumnezeu. Ei încă nu mai cunoșteau pe Dumnezeu. Mă zic la practicile religioase din perioada robiei, care au fost destul de mult oprite, și a modului în care diavolul a căutat să destrame, de fapt, un plan al lui Dumnezeu împlinit printr-un popor, dar, de fapt, ei se întăreau. Observați pe parcurs și în timpul zilelor lui Moise ura pe care o avea asupra părții bărbătești. De ce? Pentru că să nu cumva să se întărească, să nu cumva să se dezvolte, să nu cumva... A fost în mintea mea gândul ăsta încă din timp ce studiam partea aceasta cu care se încheie ciclul de studii, și abordând din perspectiva marii lupte, cred că uneori profetic Dumnezeu, ca și în vremea din urmă, ne avertizează cu privire la lucrările diavolului, nu le-a programat el, ci profețiile ne arată semnele sau lucrurile care se întâmplă ca să știm unde suntem, pe unde vom trece. Da, e doar un mod în care așez lucrurile. Da, interesantă ideea. Deși dacă stăm să ne gândim în momentul în care copiii lui Iacov l-au vândut pe Iosif, nu erau deloc uniți. Da. Au fost uniți în rău. Și Satana, într-adevăr, a dorit să distrugă această familie și, probabil, făgăduința lui Dumnezeu că de acolo va ieși un popor mare, să nu se împlinească.
Apoi, în Egipt, iarăși intervenția diavolului de a distruge ca națiune sau ca familie unită prin robia la care au fost supuși. Dar cu toate acestea, nu a fost și planul lui Dumnezeu ca ei să treacă pe acolo, pentru ca să se, am spune, să se coacă pentru misiunea care aveau de îndeplinit? Dumnezeu vorbește despre Egipt în termenii cuptorul de foc al Egiptului. Am amintit lucrul acesta mai devreme. Dumnezeu spune treaba asta. Dumnezeu îi știe pe ei ca și personalități. Știe și familia lor disfuncțională. Știe că sunt anumite păcate care se transmit așa până al treilea și al patrulea neam. Și ei erau acolo în neamul 2, 3, 4. Iar rezultatul acestor greșeli nu putea să fie formarea unui popor sub nicio formă. Exact. Părerea mea este, atunci când mă uit la Iuda care pleacă de acasă și în momentul în care mă întreb de ce a plecat de acasă, ajungem la răspunsul acela foarte comun. A plecat de acasă că a zis, eu cu creștini de ăștia nu mai stau împreună, nu mai fac treabă. Și a plecat de acasă pentru că vrea să scape. La fel ar fi făcut și alții. Și am fi văzut în două sau trei generații cum poporul acesta, sub reflexul ăsta al românului care pleacă de acasă și nu mai vrea să audă de alți români, e un reflex destul de comun, s-ar fi întâmplat treaba asta și la familia lor. Din cauza asta, înțeleg, așa înțeleg eu, din cauza asta Dumnezeu vede că poporul acesta are nevoie de un cuptor de foc ca să-i purifice, să reușească să scape de toate problemele care îi marchează în momentul acesta. Iar cuptorul de foc al Egiptului devine astfel o perioadă sau o etapă necesară pentru formarea lor. Mulțumesc. Un alt aspect pe care aș vrea să-l subliniem este, după ce Iacov ajunge în Egipt, cunoaștem istoria, se stabilesc în ținutul Gosen, acolo faraon acceptă ca să li se ofere acel loc unde să locuiască. Și aș vrea să subliniem puțin faza când Iacov îl binecuvintează pe faraon. Faraon era superior lui Iacov. Îmi dai voie puțin să ridic o întrebare care m-a reținut înainte de momentul respectiv. Capitolul 46 cu versetul 28. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif. De ce pe Iuda? Da. A fost alegerea lui Iacob, așa zice textul, a fost alegerea lui Iacob, el a hotărât treaba asta, de ce a hotărât să-l trimită pe Iuda să se întâlnească cu Iosif și să-i spună tatăl tău vine la tine? De ce Iuda? Întâiul născut era altul, preferații cu experiență probabil erau alții înaintea lui, de ce Iuda? Într-un fel, Iuda era cel care a rămas sau și-a pus viața pentru ceilalți frați, pentru Beniamin. Dacă rețin, a fost unul dintre momentele în care Iuda a reușit și chiar stăteam să mă gândesc în studiile anterioare, nu vorbim despre un tânăr, vorbim despre un Iuda, experiența cu Tamar a fost trecută, da. Care avea copii, care avea nepoți, da? Vorbim despre un bărbat în toată firea, care lasă totul deoparte pentru ca să se pună garant pentru celălalt. Era cel care a ieșit în față, era cel care a avut curaj, era cel care și-a riscat totul. A fost o schimbare totală. Astea sunt plusurile pe care le văd la Iuda, cel puțin în primă fază, legat de încrederea pe care tatăl a avut-o față de el. A fost cel care s-a pus garant. Și a fost și momentul acela când el s-a oferit să rămână el în închisoare, numai să-l trimită pe Beniamin înapoi la tatăl. Despre asta, episodul ăsta era. Se pare că transformarea lui Iuda, din omul care pleacă de acasă și care spune eu sunt mai vinovat decât Tamar, transformarea lui Iuda ajunge la inima lui Iosif, la inima lui Iacob, iertați-mă. N-a fost un lucru care se întâmplă invizibil. A fost un lucru care se ajungă la inima lui Iacob. Și în sfârșit Iacov să recunoască în Iuda cam ce ar putea deveni copiii lui.
De asta are și curajul binecuvântării mai târziu și toate celelalte lucruri. Mulțumesc! Și interesant fapt că încă de atunci viziunea că din Iuda va continua să fie genealogia spre Domnul Hristos, când întotdeauna întâiul născut sau așa ne așteptăm ca lucrurile au mers după aceea cu întâi născut, ori de câte ori a fost ocazia. Dar nu întotdeauna pe linia aceasta a mers și genealogia Domnului Iisus Hristos. Cred că apropierea curată de Dumnezeu a contat cel mai mult. Deci să înțeleg că, într-adevăr, pocăința de care a dat Iuda dovadă l-a calificat pentru ca, mă rog, poporul evreu din ziua de astăzi este, de fapt, din sămânța lui Iuda. Și, într-adevăr, una dintre calitățile mari pe care le observăm în Sfânta Scriptură și a început în viața lui Iuda chiar de atunci, la păcatul cu Tamar, în care era recunoscut, da, mai vinovat decât Tamar, eu sunt. Este un mare pas în față în relația cu Dumnezeu. Da. Asta se observa de asemenea faptul că începând din capitolul 43, Iuda devine portvocea întregii familii. Da. Iuda a răspuns. Omul acela ne-a spus curat să nu mai vedeți fața. Dacă vrei, deci, să trimiți pe fratele nostru cu noi, ne vom coborî și îți vom cumpăra merinde, dar dacă nu vrei să-l trimiți, nu ne vom coborî. Și în contextul acesta răspunde mai departe. Trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și vom trăi și nu vom muri, noi și copiii noștri. Răspund eu pentru el. Hai să-l ceri înapoi din mâna mea. Este o perioadă de refacere a relațiilor, de maturitate și a familiei întregi și perioada asta începe cu Iuda. A avut oare influență și asupra celorlalți frați atitudinea aceasta lui Iuda? Mi-aduc aminte un episod atunci când după prima plecare din Egipt, când au găsit fiecare în sacul lui cu cereale prețul pe care îl plătiseră pentru acele cereale. Ei și-au adus aminte de un păcat al lor care le era comun. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să aveți ocazia, cei care sunt mai mulți frați, după ce se căsătoresc și încep viața și merg fiecare în câte un loc, comunicarea devine mai... Nu vreau să spun doar superficială, dar cuprile lucrurile importante, mai rară. Mi-aduc aminte de un moment din viața familiei mele în care, după ce a murit mama, în seara dinaintea înmormântării, am rămas acasă, toți frații. Eram patru, eram acasă, eram noi, nu știu cum s-a întâmplat, că am fost singuri în ocazia aceea, fără, fiecare aveam familia noastră, soție sau soț, copii. Aș vrea să vă spun că momentul acela al reîntâlnirii noastre, după o vreme, a fost un moment atât de binevenit, în care am avut ocazia să vorbim despre lucruri profunde, despre relația noastră, să ne întărim unul pe altul. N-am să uit niciodată seara aia în care am stat, într-adevăr, marcați de un eveniment mare. Călătoria spre Egipt și dinspre Egipt. Fiecare avea familie, fiecare avea copii, fiecare avea casa lui de care trebuia să îngrijească, dar călătoria lor, experiența întâlnirii cu Iosif și punerea la probă, întâmplările acelea în care au trebuit să, prin care au trebuit să treacă, eu cred că i-au pus față în față asupra unor lucruri pe care le-au făcut ei când încă erau și l-au vândut pe Iosif. Exact. Au avut ocazia să refacă unele lucruri și conta mult cine conduce discuția, în ce direcție e condusă discuția, dacă unul are un spirit de pocăință și îndeamnă și pe ceilalți, să e un spirit de răscoală și de revoltă și de nemulțumire și îndeamnă și pe ceilalți. Și cred că lucrurile au fost construite frumos. Da? De dragul, pentru că ați mai rămas puțin la capitolul familie, mai pun o întrebare. Te rog. Geneza 42 cu 37 prezintă faptul că nu Iuda a fost primul care s-a oferit să garanteze pentru Beniamin. În versetul 37 găsim că Ruben a zis tatălui său să mă omor pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Și Iosif, iertați-mă, și Iacov nu este convins de mijlocirea lui Ruben. Va fi convins de mijlocirea lui Iuda, care spune
Răspund eu pentru el să-l cer înapoi din mâna mea, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. De observat că toți frații erau implicați în această problemă. Ruben, pe de-o parte, încearcă ceva, după aceea urmează Iuda, iar Iacov, repet, îl preferă pe Iuda. M-am întrebat întotdeauna de ce nu l-a convins Ruben. Ruben. Da, interesant. Probabil ce am discutat mai înainte și acum nu vrem să spunem că a fost predestinație, dar eu cred că profetic Iacov a știut cine este cel din care va urma poporul Israel și din care se va naște Mesia. Îmi imaginez că Dumnezeu i-a descoperit în viziunile lui, în visurile lui. Chiar la un moment dat spune, când dă binecuvântarea copiilor, amintește și lucrul acesta. Insist pe un gând. N-aș vrea să denaturez atât de mult discuția, dar face parte din perspectiva asta profetică. Profeția nu este predestinarea lui Dumnezeu asupra unor evenimente, ci este avertismentul și descoperirea unor evenimente care se vor întâmpla și care nu întotdeauna sunt determinate de Dumnezeu, ci sunt determinate de alegerea oamenilor sau de influența celui rău, dar Dumnezeu avertizează asupra lor încă dinainte. De aceea, în vremea sfârșitului, nu toate evenimentele sunt mâna lui Dumnezeu, ci sunt și activitatea celui rău. Dumnezeu o descoperă și pe aceea. Când vorbesc despre schimbarea aceasta de la Ruben la Iuda, de la Esau la Iacov, știi? E o schimbare. Da, sigur. Domnul a vorbit și despre una și despre cealaltă. Ca un fel profetic vorbind. Nu a fost o predestinare. A fost o Eu descoperire. Nu o văd deloc ca o predestinare, o văd ca o descoperire. Și este o descoperire a unor fapte care se vor întâmpla mai târziu. De ce? Pentru că Iacov și-a dorit din toată inima lucrul ăsta. L-a căutat și l-a dorit, a luptat, a visat. Eu cred că dacă el era pregătit și când gătea o ciorbă să-și cumpere dreptul de întâi născut, era gata să riște totul numai ca să aibă și binecuvântarea, să minte, să facă orice. Cred că lucrul ăsta a fost un om pregătit să primească direcția aceasta. Iuda, dintre toți frații, este cel care se întoarce spre Dumnezeu și ia viața în serios, își recunoaște păcatul, se pocăiește și ia răspunderea, vine mai departe. Nu vreau să merg pe o linie a predestinării, nu cred că își găsesc cuvântul în treaba asta, dar cred că zicerea mai devreme a lui Dumnezeu sau profetizarea unor aspecte este descoperirea unor fapte pe care Dumnezeu le cunoaște și care se întâmplă, dar se întâmplă ca urmare a unor alegeri a oamenilor sau a unor influențe pe care ei au determinat sau le-au ales cu determinare. Da? Clădind pe răspunsul ăsta, aș vrea totuși să atrag atenția asupra modului în care garantează fiecare dintre ei și vezi dacă Iacov nu este convins de Ruben datorită unui lucru foarte concret. Ruben zice să-mi omor pe amândoi fiii mei. Nu așa se mijlocește pentru un copil. Ruben are perspectiva mijlocirii, dar nu în varianta sacrificială sau violentă despre care vorbește el aici. Iacov nu poate să preia argumentul ăsta. Nu se poate. El preia argumentul lui Iuda, care spune vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna și care îl dezvoltă mai târziu în fața lui Faraon, lui Iosif, spunând îngăduie robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu. Adică ia-mă pe mine. Nu copiii mei, nu altcineva, ia-mă pe mine. Argumentul diferă și este extraordinar de diferit de ceea ce face Ruben. Mulțumesc. Da, foarte interesant. Și este unul dintre principiile pe care eu le văd valabile atunci când vorbim despre este dezvoltat mult în perioada aceasta principiul acesta al sacrificării copilului. Și Dumnezeu și-a sacrificat copilul din perspectiva asta. Eu cred că Dumnezeu s-a sacrificat pe el însuși. De aceea uneori a-l vedea pe Iisus Dumnezeu sau nu schimbă total povestea. Pentru că povestea în care Iisus nu este o divinitate, ci este Fiul lui Dumnezeu pe care și l-a sacrificat Tatăl. Este perspectiva aceasta al Ruben care e ușor să-mi sacrific pe ceilalți. Dar nu pe mine. Dar nu pe mine. Dar perspectiva divinității în care mă sacrific pe mine. Chiar dacă lucrurile sunt explicate frumos și a dat pe singurul său fiu. Dar este Dumnezeu. Este o
Este o dăruire. A venit pentru ca să ofere totul. Este garanția pentru mântuire. Și de aceea diavolul schimbă simplu sau într-un mod simplist perspectiva mântuirii în dreptul nostru, făcându-ne mai degrabă adică sacrificându-i pe ceilalți, nu sacrificând viața noastră, schimbând ceva în viața noastră, schimbând ceva în inima noastră, fiind noi cei care dăm un model mai departe. Da. Mulțumesc. Haideți să revenim la binecuvântare. Am spus, vine momentul în care Iacov îl binecuvintează pe faraon. Lucrul acesta se evidențiază foarte clar, în așa fel încât faraon chiar constată sau își dă seama că omul acesta are ceva deosebit, ceva special, prin comportamentul sau atitudinea pe care Iosif a avut-o. Faptul că Iosif a avut atâta înțelepciune pe care și faraon a recunoscut-o că vine din partea Domnului, se pare că și faraon acum recunoaște că Dumnezeul lui Iacov este Dumnezeul adevărat și acceptă binecuvântarea lui. Aș vrea să discutăm puțin și despre binecuvântarea pe care Iacov o dă copiilor lui. Mie mi se pare că în toate cuvintele spuse către fiecare copil în parte, nu toți au primit binecuvântare. Către unii s-a spus lucruri care nu neapărat sunt binecuvântare. Dar în finalul capitolului se spune că în felul acesta Iacov și-a binecuvântat fiii. La prima întrebare legată de binecuvântarea pentru faraon. Pentru faraon. Este o viziune clară a faptului că superioritatea spirituală a lui Iacov era clar înțeleasă. Pentru că statutul pe care faraon îl avea nu doar administrativ în Egipt, ci și religios, el era ca un zeu pentru viața religioasă din Egipt și să vină pentru cel care se considera din punct de vedere religios superior sau cel mai mare, cineva care să-l binecuvânteze, vine numele lui Dumnezeu care este Dumnezeul întregului univers și care are autoritatea peste tot. Este doar o așezare a ordinii. Era da, normal. Exact. Și nu mă surprinde felul în care acționează Iacov pentru că venea numele lui Dumnezeu. Legat de binecuvântarea copiilor, n-am prea multe explicații. Da? Învăț din binecuvântarea copiilor. Că binecuvântarea nu este doar o sumă de cuvinte frumoase spuse, nu este nici măcar ce și-ar dori tatăl pentru fiii săi, nu este nici măcar o urare, ci ceea ce funcționează și probabil că ar trebui să învățăm de aici, ceea ce funcționează aici este viziunea profetică. Atât faraon, cât și copiii îl văd pe Iacov ca un profet. Și se raportează la el ca un profet. Și Iacov se raportează la copiii lui ca un profet. Se pare că Iacov reușește să construiască conceptul acesta în familia sa. Iosif reușește să construiască conceptul acesta față de faraon. Concept care începe cu momentul în care faraon zice: pe cine avem noi mai priceput ca tine, pentru că în tine este Duhul Dumnezeilor. Da. În momentul respectiv începe să se construiască acest profil, iar Iacov rămâne în cadrul profetic. Iar în cadrul profetic se rostesc judecăți. Exact. Care sunt binecuvântări. Și se pare că niciunul din ei nu s-au supărat pe tatăl lor să-i spună, da, tată. Ei știau lucrul ăsta. Ei știau că cuvântul profetic nu este o urare subiectivă, ci cuvântul profetic este o judecată de tipul veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Da. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmuzul, se vor face albe ca zăpada. Isaia 1:18. Ăsta este elementul profetic și cred eu că aceasta este relația care ar trebui să fie între un tată și copiii lui. Elementul profetic. Dintre
toți nepoții lui Iacov, se pare că numai Efraim și Manase au fost binecuvântați. Copiii lui Iosif au beneficiat de binecuvântarea din partea lui Iacov. De ce? Doar pentru că Iosif i-a scăpat de la foamete sau avem o altă explicație? Iată-mă, eu nu înțeleg întrebarea, vrei să o repui. Da, de ce numai Efraim și Manase au fost binecuvântați și nu și ceilalți copii ai, ceilalți nepoți ai lui Iacov? Acum am înțeles, mulțumesc. Eu am un gând în minte. Dintre toți nepoții pe care a avut Iacov, Efraim și Manase nu au fost crescuți lângă el, lângă bunicul. Nici lângă el și nici cu perspectiva aceasta a poporului lui Dumnezeu. De ce spun? Vă aduceți aminte cine era socrul lui Iosif? El și-a luat ca și nevastă pe fiica preotului. Ceea ce arată că apartenența religioasă a familiei era cumva dezechilibrată, dacă ne gândim la Iosif. Care n-avea nimic de a face cu închinarea la adevăratul Dumnezeu. Eu cred că în familia lui Iosif, soția lui nu a trecut niciodată la iudaism sau, mă rog, la credința față de Dumnezeul cel preanalt, față de Jehova. Sau lucrurile au mers într-o direcție în care copiii crescuți în Egipt, sub influența religiei din Egipt, Iacov a simțit nevoia, e doar un gând pe care l-am legat de cei doi fii, a simțit nevoia să-i facă parte mai mult, pentru că ei nu erau cu totul. Și i-a tras, i-a adoptat, i-a luat făcând-i partea poporului, pentru că ei erau deja crescuți. Mi-aduc aminte o imagine, tatăl meu se întâlnește cu cei doi copii surorii mele, plecați de o vreme bună în Spania, au crescut, s-au dezvoltat. Lumea sau timpul petrecut în afară îi schimbă. Și lucrurile tradiționale, direcția bună sau ceea ce bunicul vrea să învețe pe nepoți, se simțea. Cred că relația pe care a vrut să o lege mai strâns cu Efraim și cu Manase s-a văzut în această adoptare a fiilor lui Iosif, chemându-i ca să fie binecuvântați. N-a făcut nicio părtinire. Și cred că toată lumea a simțit că este un lucru care trebuia făcut. E doar un punct de vedere. Da, da, mulțumesc. Care poate să nu fie bun. În ceea ce privește părtinire, a fost și momentul acela în care Iacov a pus pe un copil mâna dreaptă și pe celălalt mâna stângă, lucru care lui Iosif nu i-a convenit și a zis, nu așa, tată. Numai puțin, dacă vrem să mai rămânem puțin la subiectul anterior, și pentru că subiectul ăsta e foarte important, Isaia 19 cu 25, binecuvântat să fie Egiptul poporul meu. O declarație interesantă. Asiria, lucrarea mâinilor mele. Israel, moștenirea mea. Imaginea asta mai apare undeva mai târziu în Amos. Ce vreau să zic? Aduceți-vă aminte că Avraam s-a coborât în Egipt. I-a spus de frica egiptenilor pe care îi credea păgâni că Sara nu e nevasta lui. Da. Și la un moment dat atât împăratul Egiptului cât și al gherarului îi spune, de ce te-ai purtat așa cu noi? Păi am crezut că voi sunteți păgâni. Bun. Dar de ce te-ai purtat așa cu noi? Se pare, Biblia aruncă o lumină puțin diferită. Noi citim Egiptul astăzi cu toate zeitățile pe care le găsim pe piramide. Și vorbim despre zeul Ra, vorbim despre toți zeii de atunci. Se pare că noi s-ar putea să facem un portret forțat al Egiptului vremii respective. Existau oameni apropiați de Dumnezeu, existau oameni morali, existau oameni care apărau la un moment dat integritatea familiei la vremea respectivă. Erau oameni care se temeau de Dumnezeu la vremea aceea. Șifra și Pua, cele două moașe egiptene. Mulțumesc. Exact, da. Mulțumesc.
Deci, dacă avem perspectiva asta, atunci faptul că s-a căsătorit cu fata unui preot egiptean nu înseamnă neapărat că Iosif renunțase la credința lui, că eu chiar nu cred treaba asta. De Iosif mai ales după ce făcuse legământul cu Dumnezeu atunci, l-a construit pe legământul acesta. S-ar putea întâmpla ca Iosif să se fi căsătorit cu această femeie pentru că preotul respectiv prezenta totuși cea mai înaltă calitate morală în fața poporului a vremii respective. Și atunci s-ar putea să putem gândi altfel. Și eu spun ceea ce s-a amintit înainte, asta este o deducție pe care eu observ din modul în care Scriptura prezintă Egiptul atunci, spre deosebire de lecțiile de religie egipteană pe care le învățăm astăzi noi. Așa înțeleg eu că Iosif a putut să se căsătorească cu acea fată care probabil că a rezonat cu integritatea și de asemenea cu sinceritatea sa. Punctul numărul 2, fiii săi, versetul 9 zice, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Se pare că la vremea respectivă, Iosif avea pe acești doi fii și a mers cu ei înaintea lui Iacov pentru a fi binecuvântat. Și în ceea ce privește aspectul care l-am amintit, felul în care Iacov îi binecuvintează pe copiii lui Iosif, faptul că unuia îi acordă binecuvântarea pe care Iosif ar fi vrut să o acorde întâi lui născut, are și lucrul acesta o semnificație profetică? Pentru că știm că Efraim era primul născut și Manase era al doilea. Și Manase era primul născut. Manase era primul născut. Și se pare că Iacov a schimbat mâinile și a pus mâinile, a încrucișat mâinile și a oferit celui de-al doilea binecuvântarea primului. Eu n-am nicio problemă cu faptul că Iacov i-a binecuvântat încrucișind mâinile. Cum a primit și el binecuvântarea? E treaba lui. E prin profeție. Știți cu cine am eu problemă? Cu Iosif. Uh-huh. Adică dacă tu știi că tatăl tău are darul prorociei și este un profet și încrucișează mâinile, de ce vii să corectezi pe un profet? Ce s-a întâmplat cu Iosif în momentul ăla? A crezut că s-ar putea ca darul profetic al tatălui său să nu fie permanent? Să fie un moment de scăpare? Tatăl său să, pentru 5 minute să nu mai fie profet? Păi dacă este așa, atunci de ce vii cu fiii tăi să-l binecuvintezi? Pentru că dacă ți-aduci copiii să fie binecuvântați, să fie introduși în cadrul poporului evreu, vii cu ei ca la un profet? Și dacă profetul încrucișează mâinile, cine ești tu să iei mâinile și să le pui altfel? Cine ești tu să schimbi profeția? Cine ești tu să schimbi copiii sub mâinile tatălui? Cine ești tu să te amesteci aici? Și spun treaba asta pentru simplu fapt că noi avem probleme mari cu Ellen White și cu profetul. Noi avem probleme mari. Adică câteodată e profet când vrem noi. După aceea, dacă se întâmplă cumva ca profetul să încrucișeze mâinile, nu ne mai place treaba asta și în momentul acela considerăm că s-ar putea să nu mai fie sub inspirație profetică și am vrea să rezolvăm noi lucrurile și deseori noi încercăm să le rezolvăm în stilul nostru. Deci aici este o lecție în legătură cu autoritatea profetică și este o lecție în legătură cu modul în care noi reacționăm față de lucrurile astea. Da. Nu este o explicație pentru care motiv a încrucișat mâinile Iacov. E puțin descoperit nou, pentru că nici din ceea ce s-a întâmplat după nu înțelegem neapărat, nu se evidențiază o diferență. Mm-hmm. Efraim și Manase au fost la pachet de cele mai multe ori și cred într-adevăr că încrederea contează tare mult în situații ca astea. Da, eu m-am gândit, mi-a venit în minte ideea că Iacov a trăit sentimentul acesta atunci când a luat dreptul deltăi născut al fratelui său.
Da, te aștepți ca să-l corecteze Și măcar la celălalt. El da. Continuă. Și acum vede că se întâmplă lucrul acesta, adică el face lucrul acesta nepoților lui, continuă mai departe. Bine, Dumnezeu așa a vrut, după cum s-a amintit, inspirația profetică, rolul profeției, valoarea pe care Iacov a avut-o în familie, în formarea poporului Israel, se pare că avea de suficientă greutate încât ar fi trebuit să fie așa cum a hotărât Dumnezeu prin el. În încheiere aș vrea să discutăm puțin despre contextul în care era poporul Israel acolo și perspectiva țării promise. Parcă îmi pare rău că studiile din trimestrul următor nu continuă istoria poporului Israel și să vedem ce se întâmplă mai departe. Dar sugerez celor care doresc să afle mai mult, să studieze Biblia și în continuare veți descoperi mult mai multe aspecte în ceea ce privește viitorul poporului Israel și formarea acestuia. Dar speranța țării promise în contextul în care au ajuns ei, știm că până la urmă au ajuns robi în Egipt. Iacov moare. Ce spune el copiilor lui? Care este gândul? Se pare că n-a avut de gând să se stabilească acolo, să-i... Sunt lucruri clare. Șederea în Egipt este pentru o vreme. Țara promisă este alta. Egiptul este o perioadă pe care au înțeles-o de atunci că este limitată. A înțeles-o Iacov și a cerut ca să fie înmormântat în mormântul pe care și l-a cumpărat Avram. A ținut să fie împreună cu părinții și cu soția lui. De asemenea, Iosif, eu cred că perspectiva aceasta a poporului lui Dumnezeu e un studiu pe care l-am făcut așa asupra vieții lui și cred din toată inima că este perspectiva care l-a ținut pe el credincios în toată această perioadă. Relația și viziunea poporului lui Dumnezeu l-a făcut să viseze de când era tânăr și mai târziu să-i păstreze credința de-a lungul timpului, așa că înainte să moară le spune fraților lui, eu știu că Dumnezeu va cerceta poporul și vom fi duși acasă. Eu nu o să vă treb asta. Dar luați și oasele mele, nu le lăsați în Egipt. Nu e acasă aici. Dumnezeu a îngăduit ca pentru o perioadă să stăm aici, să supraviețuim, să ne formăm. Așa a vrut Dumnezeu. Dar vreau să merg și eu acasă. Perspectiva asta pe mine mă cutremură și mă gândesc că indiferent cât de bun a fost Egiptul, indiferent cât de mănos a fost ținutul Gosen, cât de nou a fost viața pusă, așa, organizată, cu relații la faraon, cu țara, cu partea condiții cea mai bune. Bună, condițiile cele mai bune față de cum aveau. Țara promisă este viziunea care trebuie să conducă fiecare generație. Indiferent unde trăim, cât trăim, prin ce condiții trecem prin viață, trebuie să avem această viziune a țării promise cu care să trăim și care să fie transmisă din copii în din părinți în copii și nepoți mai departe. Da, mulțumesc. Te rog, Valentin. Și o concluzie. Câte minute mai avem, vreau să știu. Sau nu contează. Nu mai avem. Eu consider că ar mai fi o lecție, dacă îmi dați voie, numai sigur. Puțin, și anume lecția socială sau lecția Egiptului schimbat definitiv după Iosif. Iosif schimbă Egiptul. În capitolul 47, în versetul 21, cât despre popor, l-a mutat în cetăți. Cu alte cuvinte, l-a trecut la orașe. Pământurile preoților nu le-a cumpărat, pentru că ele erau scutite de impozit, care este până în ziua de astăzi. Da. O lege generală. Beneficiază și acum. Da. Versetul 24 spune, la vremea roadelor, veți da impozit a cincea parte din tot ceea ce câștigați, ceea ce până atunci nu fusese impozat. Nu fusese în Egipt. Am auzit comentarii pro și contra la adresa lui Iosif vis-a-vis de momentul acesta. Unii îl consideră ca fiind începutul unei exploatări sistematice
adică Iosif a început o exploatare sistematică a poporului egiptean din momentul acela. Mi-ar părea foarte rău să-l las pe Iosif cu această imagine a unui despot care robește un popor. Din cauza asta aș fi vrut să înțelegem puțin ce s-a întâmplat aici și care a fost rezultatul acestor ani de foamete, având în vedere faptul că totul vine pe linia unei descoperiri divine. Visele pe care le-a avut Iosif, 7 ani de foamete, șapte ani de foamete. Ce putem înțelege? Dați-mi voie să încerc să câștig timp. Punctul numărul 1. Dumnezeu descoperă visurile respective prin Iosif lui Faraon. Faraon ar fi trebuit să fie elementul de binecuvântare pentru întreg poporul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu binecuvintează poporul și îl scapă de foamete prin Faraon, prin regele lor. În condițiile acestea, cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament spune dregătoriile sunt spre binele vostru. Uh-huh. Bun. Foarte interesant este că în momentul în care poporul nu mai are nimic, poporul vine la Faraon și își vinde libertatea. Poporul vine cu ideea sau cu sugestia ia-ne pe noi robi. Faraon nu le cere asta. Iosif nu le cere asta. Nu. Se oferă singuri. Se oferă ca să fie ca rob. Ca să nu moară de foame. Ca să nu moară de foame. Dar soluția este găsită de popor. Pentru mine, această mentalitate mi se pare teribilă și uneori se regăsește în jurul nostru. M-ar durea să o regăsim în biserică. Creștinii trebuie să înțeleagă că mentalitatea aceasta nu este mentalitatea pe care Dumnezeu o vrea. Niciodată Dumnezeu nu vrea să-ți vinzi libertatea pentru o bucată de pâine. Mai mult decât atât, mai târziu, în proverbe se spune chiar pentru o bucată de pâine poate omul să se dedea la păcat. Târgul nu este corect din punct de vedere al lui Dumnezeu. Au fost oameni care pentru libertate și-au dat viața. Și Dumnezeu a fost de acord cu lucrul acesta. Au fost alții care pentru o bucată de pâine și-au vândut libertatea. Nu este un model. Lucrul acesta nu este un model pentru noi. Absolut deloc. Restul lucrurilor pe care le-am amintit, cetățile, a cincea parte, impozitul și așa mai departe, derivă din acest târg pe care oamenii sau poporul l-a inițiat. Dar încă o dată, pentru poporul lui Dumnezeu, libertatea ar trebui să fie un lucru scump. Și când fac lucrul acesta și când vorbesc despre lucrul acesta, vorbesc despre pandemie, vorbesc despre dispoziția noastră de a ne apăra libertatea în condițiile care vor fi de acum înainte, care vor fi din ce în ce mai agresive față de libertate și din ce în ce mai surprinzătoare față de capacitatea noastră de a justifica o poziție sau alta. Da, se pare că suntem destul de deschiși la a ne sacrifica, în ghilimele spus, libertatea pentru a beneficia de niște condiții favorabile în zona în care trăim. De asta spun, n-ar trebui să se întâmple asta în poporul lui Dumnezeu. În poporul lui Dumnezeu, libertatea ar trebui să fie scumpă. Și noi ar trebui să înțelegem libertatea. Atât libertatea de conștiință, în așa fel încât noi trebuie să ne dăm libertate unii altora în a gândi, în a crede, în a ne dezvolta dreptul la opinie liberă. În biserică lucrul ăsta trebuie să fie întotdeauna o realitate. Cât mai ales în conștiința noastră față de Dumnezeu. Da, vă mulțumesc pentru aceste gânduri. Și îmi place ideea aceasta, cred că este un aspect la care ar trebui ca fiecare să ne gândim. În ceea ce privește persoana lui Iosif, deși ați amintit mai devreme că el a fost cel care a instaurat oarecum sistemul acesta de impozitare și așa mai departe, pentru ca să poată aduna belșugul din perioada aceea de 7 ani și să poată beneficia iarăși de hrană următorii 7 ani de foamete,
Dar cu toate acestea, Iosif se pare că mai are și, se mai poate face și o paralelă între activitatea, viața lui Iosif, cum și-a salvat familia de la necaz, și Iisus Hristos. Ni se subliniază oarecum și aspectul acesta. Aș vrea să amintesc totuși. Iosif n-a salvat numai pe israeliți. Da, exact. El a salvat și Egiptul. El a salvat lumea în care era el de la... Zice un psalm mai târziu, Dumnezeu a tăiat orice mijloc de trai cu referire la, la foametea aceasta. Adică n-a fost o foamete simplă. A fost o foamete în care mureau oameni. Nu se mai putea trăi în Egipt, nu se mai putea trăi în Canaan, nu se mai putea trăi pe niciunde în zona respectivă. Și Iosif este cel ce salvează, cel ce mântuie, cel ce oferă poporului acestuia posibilitatea să meargă înainte. Repet, ca și la Sinai, când poporul evreu s-a ridicat și a spus vom face tot, transformând noul legământ într-un vechi legământ, așa și aici. Poporul acesta vine la Iosif și transformă binecuvântarea asta pe care o dădea Dumnezeu prin Iosif, și anume să poată să trăiască mai departe în condițiile foametei, o transformă într-o condiție de rob sau de robie în momentul în care îi spun, uite, ia-ne robi, numai să trăim. Iosif nu le ceruse asta, repet, faraon nu le ceruse asta, este oferta lor, și pentru că s-a oferit, ca și în cadrul celălalt, s-a schimbat totul pe termen lung. Pe termen lung până în ziua de astăzi. Dragii mei, vă mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, și dacă într-o oarecare măsură ați găsit răspuns la întrebările dumneavoastră, ne bucurăm. Dacă mai sunt întrebări, ne puteți scrie pe pagina noastră de YouTube, Biserica Adventistă Viena. În contul nostru acolo se pot pune întrebări și în măsura în care putem, vă vom și răspunde. Până la emisiunea următoare, vă spunem la revedere și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.